Dar, dragilor, iată cât de frumos era la un moment dat. Acum suntem, cred că, pe un jur de ora 6, să zic așa, nu știu ce să spun. Nu m-am uitat la ceas. Cât de frumos, cât de interesant era, cât albinuț era. Ca, iată una acum, 2-3 cupoleni. Uite ce superb este. Da. Deci, încă mai vin din pe câmp cu polen. Polen, apă, vă spuneam și așa. A, și una s-a așezat chiar pe... Ia să vedem, poate o și filmăm. Deci, din când în când este, mă găsesc câte o albinuță. Suntem la sfârșitul activității. A fost o zi minunată. Iată, încă una cu polen. Da, deci... A fost o activitate extraordinară. Foarte interesant. Sigur, funcție de putere, mai merge cu albină. De ce am deschis camera? Pentru că eu am bănuit așa că sunt la ora asta și, să spunem, familii care au câte 3-4 rame cu puiet. Nu am îndrăznit să mă uit la un moment când am vorbit mai devreme, mai de dimineață, pentru că e rece. Și ce lucruri semnalez în primul rând? Deci dacă am stimulat puternic, așa cum vedeți, meri cristalizată familie și cu polen, a ajuns acum să fie full de albine. În curând se va întâmpla ca majoritatea să ajungă la stadiul ăsta. Deci aici suntem pe buzunărel, suntem cu 5 rame, da? 5 rame. Și am să vă ridic o ramă, să o vedeți voi, cum arată o ramă acum. Ultima ramă. Deci este full cu albină. Mărăcată cum trebuie. Se de remarcat mierii puțin. Deci e și tot generație de albin, după părerea mea, în momentul de față. Poate chiar marcă-i pe aici undeva. Bine aș să vedem, să dă seama. Da? Deci, cel stau câteva rânduri, câteva straturi de albin, două straturi cel puțin, chiar uneori trei. Și am mai înaintat și la următoarea ramă. Și surpriză am dat de puiet. Deci 4 rame sunt cu puiet. Că așa stau lucrurile, haideți să vă arat. Se va remarca, domnule, zice, aveți o albină atât de blândă încât, zice, eu mă blindez. N-am mască, dragilor, nu vă arăt acum că... Dar n-am mască în clipa de față. Așa, și acum am ridicat-o pe asta, pe jumătate, așa. Și am anticipat că am să am puiet aici. Și așa este, dragilor. Pe fața asta. Pe cealaltă este 100%. Ia să vedem. Da? Deci uitați acum căpăcești, sunt larvi, nu vreau să le mai... Deci acum căpăcești. Probabil că celelalte sunt full cu puiet. Nu e vorba de un pietic de puiet, ci rama e full de sus până jos. Însă trebuie să spun un lucru. Au consumat complet ramele. Sau acum se stă pe baza mierii pe care o punem sus. Deci dacă nu avem grijă să punem miere, așa este să e termenul urgent. Cele mai puternice pierd. Asta se va întâmpla. Pentru că au puiet mult în creștere, sunt matca ouă puternic și la sfârșitul aprilie, la sfârșitul martie, acum peste câteva zile, peste o săptămână, am să rețin unul cu ăsta, albina nu va mai avea loc în cele 5 rame, la 6 trebuie să o pun aici, în spațiul ăsta, deci trebuie să caut o ramă.
pe care ți-o pun cu miere și vă zic urgent, urgent, urgent. Chiar în seara asta o să văd când îi găsesc pe ramă cu miere și ți-o pun că altfel aici lucrurile se complică. Cumva întârzi 2-3 zile și rămân fără hrană. Da? Deci așa ceva, așa arată iostupul cu la 20 martie, 20 sau 21 suntem azi, sâmbătă chestii. La fel este și aici, tot așa a fost bată complet, este full și aici. Ia uitați. Deci prin folia de desubt care este pe rame, privim și faptul că nu mai este nici un gram de miere, tot a fost ras. Așa, de o săptămână. Din coace am mai rămas, da? Am mai rămas pentru că e un pic mai mică familia. Matca tu nu e atât de puternică, ce știu eu, ceva nu e în regulă. Deci acolo unde vă rămâne miere, trebuie să cercetați. Și acolo unde a consumat, trebuie să fiți foarte atenți să veniți cu o ramă de rezervă, urgent, ca să puteți să... bine ar fi să putem face un control. Dar cum se ridice acum ramele cu puier? Eu stau cu flanele pe mine și să ridic rama cu puier. Nu se poate. Ce facem aici? Aici am spus că mă duc acum și după o ramă și punem aici pe folia de pe, chiar de pe anchetăților. O să-i dau și un pic de fum de sub ca să pot băga, că acum când pun mierea o să fie prins albina. S-a ridicat, am ridicat un pic, dacă s-a deslipit practic de pe speteaza ramilor și prinde albina. Da, asta a fost motivul pentru care am vrut să filmez, să vă spun că iată până la 4 rame cu puiet. Am luat 4 rame cu puiet, vor ajunge toate 5 cu puiet, cât de curând. Deci, poate matca era chiar pe ultima ramă de o era la o altă perioadă asta. Nu am de unde să știu. Și a șasă ramă pe care o pun și aceea va fi golită, transformat tot cu puiet. Deci, eu spuneam că în curând pot ajunge la 6 rame cu puiet. Păi asta trebuie desfăcut de urgență. Așa ceva nu poți să-l lași. Deja, zăzut, acum sunt 2-3 state, intervalele sunt plini. Căldura, dragilor, de ce au plecat? Căldură și hrană de calitate. Hrănirea cu miere cristalizată duce familia în stadiul ăsta. Deci au fost frig, au fost... El nu au nicio treabă aici. Căldura a fost suficientă din 3, s-au încălzit foarte bine. Pe când e urmă izolată, ea consumă ca să producă 30 ceva de grade, 32 de grade, să ajungă aici să producă, păi trebuie să consumă miere pentru produce căldură. Oareși nu mai e nevoie, consumă numai pentru puiet. Da? Deci nu e vorba de o palmă de puiet pe ramă, ci e vorba de faptul că de sus până jos e ca vara, e full bătută rama. O să vă arăt probabil și într-o altă zi, când va fi cald, și pot să ridic rama complet. De regulă, într-un astfel de stadiu, când sunt două rame, două straturi de albină acolo, una peste alta, să puietul nu poate să răcească, da? Dar numai când răcește, când e o mână de albinuță și a început și matca să pună câteva ouă acolo, atunci apar probleme. Da, dragilor, mă opresc aici și vă spun că chiar am reușit anul ăsta. Da, chiar am reușit. Aud pe foarte mulți, îmi spunea Viorel că a fost la Cluj și stupini întregi au fost decimate de diverse cauze, probabil greșeli la împachetat, la... E o problemă. Vedeți, atunci când ai o singură familie, trebuie să ai măsuri cât se poate de stricte și de corecte, ca să strângi ghemul, să strângi albina pe câte rame stă ghemul, să n-ai mai multe rame acolo. După mă sunat cineva, sau seara mă sunat și mi-a zis că a avut 14 familii și eu mi-a rămas 8, 6 au murit. Din cauza mea, domn profesor, deci greșeli la împachetat. Acum când am descoperit și am văzut cam care e tehnologia, că nu trebuie să ai rame pline cu miere de sus până jos, că ai filea cuibul. Acum văd. Eu l-am lăsat să fie miere destulă, să aibă acolo.
Iată că cu mierea la nas a murit familia. Da, așa se întâmplă. Deci este esențial ca să avem jumătatea de jos a ramei și mergând așa, crescând, să vedem exact cum se formează elipsa aceea, da? Și, na, totul trebuie, depinde de felul și de efortul pe care le punem ca să rămânem în condiții foarte bune. Deci înarea a fost perfectă, cu conservare bună, căldurii în cele trei nuclee, cele trei familii care vor fi super valoroase cât de curând. Veți vedea și în momentul în care încep desfacerea lor, sigur o fac prop, pe măsură ce ele ajung la momentul în care devin cu 5-6 rame cu puiat, atunci le desfacem. Deci să fie full, cu intervale perfect, pline, cu 4-5 rame de puiet, 6 rame de puiet, atunci desfacem. Mă rog, când luăm acest nucleu și îl ducem în stânga, în dreapta, de fapt, pentru ăsta, dragilor, voi avea un stup aici. Vedeți că am și spațiu liber. Eu mi-am lăsat un spațiu între ei de 2 stupi, așa fel încât să vin cu 2 aici și cu 2 în fiecare spațiu. În condițiile astea, pentru ăsta de aici, pentru ăsta de aici, care l-ați văzut aici sus, voi pune un stup aici în față. Pentru celălalt din partea asta, unul aici. Iar familia care va rămâne de bază va fi asta de aici. Da? Acolo va rămâne. Și pentru celălalt din partea asta, voi pune un stup vecin. Aici. În concluzie, voi așeza 2 stupi stânga-dreapta și da, nu uitați un clip, un lucru. Acum când aveți biostupul, aveți șansa să echilibrați familiile. Adică ăsta care este un pic mai micuț, probabil marta mai lentă, ceva așa, va fi ajutat. Și în felul ăsta iau o ramă de aici repede și am pus-o la vecinul, cu albinul cu tot, numai să nu iau matca, dragilor, atenție multă. Deci trebuie să fiți foarte, foarte atenți, să știți sigur că ați lăsat matca în familia de aceasta. Deci rama care o luați cu puiet căpăcit, nu cu puiet necăpăcit, nu cu larve, pentru că atunci am dat o sarcină în plus, astea care e așa, așa micuți. Bine ar fi să ajungem să luăm chiar în stadiu de ecluzionare. Deci urmărim rama aceea care, din care ecluzionează, pentru că tineretul va rămâne pe loc aici și lucrul e foarte important. Avem albină tânără care va începe să crească, să ajute la crescutul larvelor. Și deci așa, așa trebuie făcut. Ajutor nu-l dăm cu larve, cu rama, cu larve, ci cu rama care e gata de ecluzionat. Da, hey, multe lucruri sunt în practica asta apiculturii și eu rămân convins că toți cei de bună credință și care vrem să ajutăm să dezvolte o, să dezvoltăm o apicultură, cum să spun, în care activitatea să fie făcută în mod științific, nu așa după ureche. Practica aceea, când te duci la un apicultor și închide stupul, este un lucru pe care nu-l agrez, deloc nu-l agrez. Numai că așa crede că e corect. Însă eu am să rămân, să spunem, devotat ideii că trebuie să învățăm pe cei tineri această nobilă îndelnicire și să contribuim la dezvoltarea apiculturii. Mai spus și altă dată, putem deveni în scurt timp, după tehnologia asta a mea și după modul în care nu vedeți că se întâmplă lucrurile, putem deveni o țară exportatoare de produse bio. Cât de curând, în 3-4 ani de zile, putem ajunge acolo. Da, sigur, totul depinde de felul în care voi, cei care sunteți interesați, sunteți receptivi și urmăriți pe Prof Online. Cu cât îl vă urmăriți mai atent, cu atât veți vedea lucrurile și veți vedea performanța pe care a atins-o în ciuda greutăților prin care a trecut Prof Online. O să observăm în continuare cum evoluăm în primăvara asta. Va fi primăvara, cred că, cea mai, deși o primăvară capricioasă peste măsură,
cu alternanța între cald și rece, și asta face e foarte, foarte grav pentru albinuțe, că uneori se strânge, nopțile sunt reci, rămâne puiet neacoperit, trebuie să consumăm pentru căldură, da, un lucru esențial rămâne, să aveți grijă să strângeți cuibul la maxim cu putință. Deci nu se desface. Uitați, ăsta evoluează, mă împinge pe mine să aduc o ramă. Acum îmi cer o ramă urgent, pentru că este albină până în capăt, da? Până în capăt, așa cum vedeți aici, cu intervale pline, și atunci trebuie să fiu cu ramă aici. O să scot probabil diafragma asta și vin cu ramă cu miere. Cam asta vreau să vă arăt, dragilor. Astea sunt probleme cu care eu mă confrunt, în ghilimele spus, adică stres, satisfacția asta, așa, unei lucrări deosebit de valoroase. Nu? Biostupul începe să-și arate, să arate performanța, în ciuda criticilor unora care nu vor să fie un pic atenți. Că dacă ar sta să uităm cât de puțin, așa cum s-a întâmplat cu puișorul când am stat de vorbă și când ne-am aflat în fața camerei de filmat și în fața unei realități, asta era biostupul, l-am comentat cu mult drag, n-a avut nimic de obiectat, dar atunci când a rămas singur, probabil i-a părut rău că a putut să spună niște lucruri așa. Nu avem cum să spunem, decât lucruri pe nume, da? Deci nu e... Anul ăsta veți vedea și performanța la colectarea polenului, că dacă am avut, dragilor, polen, iată că am putut să le pun, nu? Polenul l-am aici lângă mine, am și bidonul cu miere, așa, și polenul, și continui hrănirea. Altfel le scăpăm, chiar acum cum a ieșit așa, în primăvară, le scăpăm să moară, dar și ele s-au dezvoltat foarte, foarte puternic și acum rămân, în câteva zile rămân fără hrană, dacă nu suntem atenți. Bine, la revedere, dragilor! Pe curând.